Și dacă tot se vorbește și se mândrește premierul cu economia care duduie, atingem un alt subiect care nu e chiar un motiv de mândrie. În România muncesc la negru peste 1,2 milioane de oameni, angajați care nu plătesc nicio taxă și pentru care nu se plătește nicio taxă, arată o analiză făcută de Ionuț Dumitru, fostul șef al Consiliului Fiscal. Adică 10% din cei care se înscriu în segmentul 15-64 de ani, care reprezintă populația activă a țării. Domeniile în care activează aceștia sunt comerț, industria prelucrătoare, construcții și agricultură. Aceștia, în unele cazuri, sunt plătiți cu salariul minim pe cartea de muncă și restul în plic. Practic, mai arată analiza, avem doar 5,4 milioane de angajați cu carte de muncă, din care 1,3 milioane sunt la stat. Ce înseamnă asta pentru economia românească? Discutăm chiar acum cu analistul economic Constantin Rudnitski. Bună seara! Bună seara! Ne lăudăm foarte mult că se încearcă limitarea evaziunii fiscale, nu-i așa? Că ar trebui ca toată lumea să plătească niște taxe din ce în ce mai mari, așa a propus inclusiv Fondul Monetar Internațional, ca să se acopere gaura de la buget. Dar românul se descurcă, nu? În general, de fiecare dată. Da, cifrele par foarte mari și aici aș avea doar un amendament. E posibil să fie fenomenul atât de mare, dar e posibil să fie și un pic exagerat. Adică, sigur că economistul Ionuț Dumitru se referă la românii care lucrează cu salariul minim și se merge pe ideea că o parte din, mă rog, primez niște bani în plic, cum se spune. Se spune și metoda, de fapt, o afirmă domnul Dumitru, și anume patronul încasează niște dividende și apoi le plătește în mână angajatului. Posibil să se întâmple așa. Nu cred că în cele 1,2 milioane de cazuri toate se întâmplă în felul acesta, stau lucrurile în felul acesta. Mi se pare aici că suntem într-o zonă de exagerare. Dar cazuri de tipul descris mai sus, evident că există. Acum, dacă ar fi să ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii ani, vom vedea că această chestiune este într-un fel în atenția statului, dar probabil că într-un mod în care nu are eficiență. Adică e o creștere continuă de salariu minim, pe de-o parte, iar cred că de 2 ani de zile s-a introdus chiar și o legislație care spune că un angajat nu poate să rămână mai mult de 2 ani pe acest salariu minim, va trebui să compania să-i crească salariul și deja se aplică în unele situații acest lucru. Deci atât se caută niște soluții. Probabil că nu se prea găsesc soluțiile la cele mai simple. Adică atunci când vine plicul, când vine patronul cu plicul, să vină și inspectoratul, inspecția muncii și să arate că stau așa și eventual să se ia niște măsuri. Pentru că altfel vorbim doar despre niște lucruri pe care credem că se întâmplă. Evident că se întâmplă, dar nu știm cât de mare este fenomenul. Și mai e ceva, e o întreagă categorie, de fapt sunt mai multe categorii de oameni care oferă diverse servicii, de exemplu service, da? Sau cei care fac diverse amenajări, chem niște băieți la văruit. Acolo sunt rare cazurile, sunt excepții cele în care primești factură și poți să plătești și cu cardul. De cele mai multe ori acolo, sau când mergi să speli o mașină, de exemplu, se plătește cash, exclusiv cash. Da, e adevărat. Trăim în România, știm că așa stau lucrurile. Este acea, să spunem, nouă economie informală, mă rog, mica evaziune, dacă putem să numim așa, dar nu înseamnă că e o scuză aici. Adică mica evaziune poate să fie chiar mare la un moment dat, când ea este tolerată peste niște limite. Dar pe de altă parte vedem aceste lucruri, dar nu acceptăm niște reduceri de plată cash, adică de mă rog, de norme, de un barem până la care se poate plăti cash. Sigur că, până la urmă, mașina tot nu o să o plăte, mașina pe care o speli nu costă 5.000 de lei, deci tot acolo suntem. Dar, în fine, e face parte dintr-un principiu. Și, pe de altă parte, toată această economie informală pare, la un moment dat, că a fost, să zic, tolerată. Probabil că și din motive legate de faptul că pentru acești angajați un venit în plus înseamnă ceva mai mult, iar pentru antreprenori acest lucru înseamnă
că mai salvează niște taxe și impozite plătite la stat. Problema este, cum spuneam, dacă devine un fenomen și dacă devine un fenomen de masă și dacă deja bugetul are o problemă din aceste cauze. Recunosc că n-am văzut studii serioase care să ne arate amploarea acestui fenomen, adică cât de mare este această mică evaziune, dacă pot să o numesc. Mulțumesc foarte mult pentru această analiză, Constantin Rudnitschi. A fost în legătură telefonică directă. Mergem mai departe acum.